Am fost la școala de bază, pe unul cu domnul Târziu, la izvorul Mureșului. Și m-a marcat o remarcă a unui român din Serbia, care îmi spunea la masă seara: domnul Coan, în România nu cred că are nevoie de mari specialiști, mari doctori, mari ingineri. Asta era. Dar are nevoie de oameni corecți. Da.